the exercise went very well. We have a platoon supported attack right now. So we're running at platoon level. As you can see, we have three elements. We have a maneuver element, a support by fire element, and within the maneuver element, we have two squads. Is this something that's actually in Spain? Yes, it is. It's great to work with other countries. Have you been in international mission? No. We were in Georgia before we came here, but now we're in Romania and we like Romania. I thought working with the Romanian military was a very good experience. It's always good to work with our allies and kind of come across that at the same time. Cum vede pregătirea militară a României care colaborează cu acest sistem de operare? How do you see the military preparation for future combat in different regions? I think their training is very good. It's very similar to our training, and I feel comfortable going to combat any of the missions with Romanian soldiers. Cred că pregătirea lor este foarte bună, se simte că pregătirea noastră și ne simt în regulă să ne vedem. What do you think about this military exercise? Just what the other guy said, the military exercise went well. The Romanians did very, very well. We worked well with each other. Yes, definitely. They're very confident. They know what they're doing. They've got a lot of training, prior experience, and I would be glad to work with them. Nu ai cum să spui, mai departe România care a avut preșterii de zi. De ce ai România? Yes, Romania is a very, very beautiful country. Everything here, the food is amazing, people are great. Au fost un timp liber făcut în afară de... Ai zis România, nu mai cred. We go out after we get back from training and have a good time. În poligonul Balta Verde am executat un exercițiu de tip atac cu un pluton de infanterie combinat româno-american. Ați mai avut pregătire alături de americani sau a fost și misiune alături de americani? În afară de acest exercițiu, în trecut, militari din cadrul unității noastre au colaborat fructuos cu partenerii coaliției. De asemenea, pe timpul executării misiunilor internaționale, am avut o colaborare excelentă cu rezultate deosebite. Este mulțumit sau vorbim de la Armata Nouă? Da, sunt mulțumit. Am un apropiat de nou. Pentru noastră nu e o noutate colaborarea pe Armata Americană, a fost misiunea. Nu, nu este. Am două misiuni interactive operative în Afganistan, care le-am executat în parteneriat cu partenerul american și alte forțe aliate care funcționează la Afganistan. Da, se poate spune că avem o relație de durată. Cum a fost? A fost foarte bine, a fost un exercițiu antrenant, atât pentru trupele din teren, care și-au făcut datoria și a acționat foarte bine, cât și pentru comanda companiei care s-a instruit pe linia planificării. S-a reușit așa o integrare între cele două armate? A spune că da, a fost o foarte bună colaborare între noi. A fost să bazăm pe dumneavoastră? Bineînțeles, și noi ne bazăm pe ei și sperăm să executăm misiuni de colaborare între cele două. Ați făcut un exercițiu la care a luat parte, pe care am vrut la colaborare între cele două armate. Da, participat la un exercițiu comun român-american. Acest modul de pregătire face parte din exercițiu multinațional Black Sea Rotational Force 2013. Este un exercițiu la care participă mai multe state, Statele Unite ale Americii, România, Armenia, Macedonia. Sunt două structuri ale Corpului de Infanterie Americană, sunt numai militari din Armata Statelor Unite. Pe o perioadă de două săptămâni își desfășoară și se instruiesc alături de militarii din cadrul Batalionului 20 Infanterie Dolj. Urmează să execute exerciții
alt tip de exerciții pe lângă cel care l-ați văzut astăzi și peste o săptămână vor pleca la un alt, în, altă, în Bistrița, la Brigada 81 mecanizată, unde vor desfășura în continuare un alt modul de instruire. În afară de aceste exerciții, a fost și gazde pentru care a prezentat Craiova, Oltenia. Categoric. Cum românii sunt bine cunoscuți pe, ca gazde primitoare, le-am arătat primele cele mai frumoase locuri din Craiova, au avut posibilitatea să viziteze obiectivele de turistice din Craiova, muzee, piața Mihai Viteazu, au avut posibilitatea să urmărească activitățile desfășurate în cadrul zilelor Mihai Viteazu, au fost foarte încântați, au spus că o să revină în Craiova cu cea mai mare plăcere.